Slăviți să fie Domnul! Fraților și surori, haideți să ne apropiem de Apocalips, de capitolul 2. Și în acest pasaj, începând cu versetul 1 și până la versetul 7, să vedem puțin care este starea noastră actuală ca biserică înaintea lui Dumnezeu și să ne comparăm puțin cu prima biserică din Apocalipsa, biserica din Efes. Am numit această biserică o biserică fără dragostea din tâi. Biserică fără dragostea din tâi. Probabil putem fi ispitiți să spunem că această biserică nu avea dragoste, dar Biblia nu afirmă așa ceva și doar spune că nu mai aveau dragostea din tâi. Și după cum am propus data trecută, aș vrea să mergem pe trei coordonate și anume. Mai întâi să vedem care a fost slujitorul căruia i s-a adresat această revelație, această scrisoare și cine i-a adresat-o, adică stăpânul. Deci slujitorul și stăpânul suntem în cadrul primei coordonate. Apoi, aprecieri și avertismente sau acuzații, vom vedea ce apreciere a făcut Domnul în dreptul acestei biserici și apoi ce acuzații sau avertismente și la urmă remedierile și răsplătirile care Domnul le-a oferit bisericii din Efes și ne le oferă și nouă. Fraților și surori, mai întâi haideți să deschidem Scriptura și să citim cei care o avem, dacă nu să afișăm versetul 1, să identificăm slujitorul și apoi stăpânul, cine vorbește. Și citim. Îngerului bisericii din Efes scrie-i. Cine era slujitorul? Îngerul. Îngerul. Îngerul era al bisericii din Efes. Dar vedeți, putem să traducem aici mesagerului, să punem cuvântul mesager. Pentru că unii sunt și vin și vorbesc și spun că îngerul se ia literal și atunci biserica din Efes ar fi avut un înger și acelui înger Dumnezeu îi vorbea. Ori fraților și surori, dați-mi voie să vă spun, nu prea potrivește această interpretare cu una dintre celelalte scrisori apocaliptice în care Domnul îi se adresează îngerului și spune că e mort. Ori un înger nu poate să fie mort, pentru că îngerii au viață veșnică, sunt ființe spirituale. Un alt argument, vorbeam data trecută despre cele cinci inele ale revelației din capitolul 1, și versetul 1 și versetul 2 ne spun foarte clar și anume ce? Dumnezeu, spune aici versetul 1, Apocalipsa 1 cu 1, Dumnezeu îi dă revelația sau descoperirea lui Iisus Hristos, care, versetul 1, parte finală, o dă îngerului său, care merge la robul său Ioan, care la rândul lui trimite scrisoarea sau scrisorile îngerilor bisericii. N-ar fi logic ca Dumnezeu Tatăl să-i dea o scrisoare Fiului, Fiul să o dea unui înger, îngerul lui Ioan și Ioan să o dea iarăși unui înger. N-ar fi logic. De aceea, aici, când citim, trebuie să fim foarte atenți. Îngerul bisericii din Efes este un om, un slujitor, un mesager pe care Dumnezeu l-a pus în această slujbă și sunt argumente și în Vechiul Testament în dreptul faptului că nu a existat uzual om care să-l împuternicească pe un înger în Vechiul Testament. N-a fost om care să primească un mesaj și să spună, bună oară, Isaia, așa vorbește Domnul, și Isaia să-i prorocească unui înger din cer de la Dumnezeu. Deci dacă Dumnezeu i-a dăruit lui Ioan, adică unui individ, unui om, un mesaj, omul acesta l-a transmis mai departe unor oameni, chiar dacă ei poartă numele de îngeri, îngeri. Acum, îngerul lui spune aici bisericii din Efes. Și iarăși cuvântul Efes
ne dezvăluie multe, multe, multe lucruri, multe taine. Mai întâi, acest cuvânt înseamnă de dorit. Localitatea Efes era considerată una dintre cele mai mari din Asia Mică, unii spuneau chiar capitala Asiei Mici, și gândiți-vă, la 300.000 de locuitori, nu știu Clujul cât are acum, dar probabil cu fluxul ăsta de studenți care vin la facultate în fiecare an, să avem undeva la 500.000 de locuitori. Gândiți-vă, un oraș aproape cât Clujul, nu chiar, aproape cât Clujul, fără studenți, excluzându-i pe studenți. Deci vă dați seama ce mare era orașul acesta Efes. Și pe lângă aceasta, la Efes exista un templu, și anume templul Dianei. Și templul acesta se spunea că era atât de mare, am făcut așa un calcul mental, cât 4 biserici albini puse. Una, două, trei, patru. Gândiți-vă ce mare era templul acesta, care, al cărui cupole se sprijineau pe 100 de coloane, și acolo erau preoți și preotese, în special preotese ale Dianei, care era zeița fertilității. Și mai gândiți-vă la următorul lucru. În templul acesta s-au dus și se duceau foarte multe averi din cauza războaielor care existau atunci în antichitate. De obicei, cei care purtau războaie respectau templele. Spuneau, e un loc sacru, nu intrăm înăuntru, îl respectăm. Așadar, oamenii bogați își luau averile și le duceau în templul Dianei. Și era, să spunem așa, ca o locație a unei bănci, vorbim în ghilimele că nu existau atunci bănci, dar bogații își duceau averile și le depozitau în templul Dianei. Pe lângă aceasta, fiind considerat loc sacru, era utilizat ca o cetate de scăpare antică pentru cei care erau certați cu legea. Dacă era un criminal, un hoț și așa mai departe, un om care se afla sub incidența legii, el imediat fugea și se ascundea în templu. Ciudat lucru. În același templu erau averile și erau hoții care să le fure. Dar nu îndrăzneau să le fure, pentru că dacă ar fi fugit din templu, îi prindea miliția de atunci și executa pe loc. Foarte interesant această localitate, localitatea Efes. Era și un port la Marea Egee, avea un fluviu așa cum avem și noi Dunărea, fluviul acesta se numea Caister și făcea o legătură permanentă cu Roma. Pe Marea Egee apăreau corăbile, intrau pe gura fluviului, bărci mai mici și se făcea așa un comerț, după cum ați auzit din partea fratelui Andrei, se făcea un comerț înfloritor acolo. Ori acolo la Efes, la un moment dat, apare Apostolul Pavel, predică Evanghelia lui Dumnezeu, ne spune Fapte, capitolul 19, și timp de 3 ani de zile, Evanghelia se aude în toată Asia. De ce? Vă dați seama că arterele care existau acolo, comerțul acesta înfloritor cu toate părțile Imperiului Roman, facilitau răspândirea Evangheliei. Se ducea un evanghelist cu un negustor, îi plătea drumul și mergea în capătul de nord al Imperiului Roman. Altul mergea în sud, altul în est, altul în vest și așa mai departe. Și vă dați seama cât de bine s-a putut răspândi din Efes Evanghelia în toată Asia și în tot Imperiul Roman. Acolo la Efes, Apostolul Pavel a avut un așa impact al predicării lui, încât oamenii, spune Scriptura, în 19:19 în Fapte, au început să se pocăiască așa de profund, încât își duceau cărțile de vrăjitorie și le ardeau pe un rug comun în piața orașului. De acolo, probabil, au luat inchizitorii mai târziu ideea și au început să ardă în loc de cărți de vrăjitorie, chiar pe vrăjitori. Și bineînțeles îi luau din biserica creștină, pe cei care erau mai fervenți, așa, care îl iubeau pe Domnul mai din toată inima, îi acuzau de vrăjitorie și i-au ars pe rug inchiziția în timpul evului mediu. Acum, fraților și surori, haideți să intrăm mai aproape de noi în text și să punem o întrebare. Îngerului bisericii din Efes, spune aici, cine era acest înger? Dacă era om, cum am afirmat adineauri, trebuie să-l identificăm. Există versete din Biblie care să ne-l arate pe cel care era îngerul bisericii din Efes sau nu există?
care om ar, și au fost oameni care au venit și au dat tot felul de presupuneri. Unii spuneau că a fost Pavel, că doar Pavel a pus bazele bisericii din Efes. Alții au zis, nu, stai liniștit, n-a fost Pavel. Pavel a ajuns întemnițat și n-avea cum să-i spună Dumnezeu lui Pavel, care probabil în timpul redactării Apocalipsei deja era mort. N-avea cum să-i trimită unui om mort o scrisoare. Nu-i Pavel, dar cine-i? Acuila. Veneau alții și ziceau, stai liniștit că Acuila n-a fost așa de important decât în ajutarea lui Apollo. Ah, deci Apollo este. Stai liniștit, zic alții, Apollo n-avea Duhul Sfânt. Vin alții și spun, știm cine este. Este Timotei. Pentru că pe Timotei, aflăm din epistola lui Pavel către Timotei, din întâia, l-a lăsat Pavel la Efes ca să rânduiască lucrurile acolo. Deci lui Timotei se adresează foarte clar epistola aceasta, scrisoare din Apocalips, capitolul 2. Sunt alții care vin și spun, nu. Îi se adresează lui Ioan, evanghelistul lui Ioan, pe care istoria bisericii, în special Eusebiu, în istoria bisericească, îl desemnează ca fiind la Efes, ca locuind aproape de Maria, mama Domnului, de la care a aflat multe lucruri și le-a notat în Evanghelia sa, și care a murit acolo la Efes. Fraților și surori, sunt presupuneri, nu știm exact cine a fost îngerul bisericii din Efes și nici nu ne interesează așa de mult. Era un frate bătrân, fratele Cătuna, omul acesta a plecat la Domnul, dar avea așa o istețime populară, o istețime foarte, foarte bună, așa, de multe ori când îl auzeam, ziceam, ce înțelepciune i-a dat Domnul la omul ăsta. La un moment dat, cineva l-a întrebat, frate Cătuna, zice, știi cumva când vine Domnul Iisus? Stă bătrânul, se gândește, ce mă? Zice, eu nu știu când îmi vine vecinul din călătorie, dar problema mea e să nu mă prindă în grădină furându-i merele. Și i-a dat răspunsul. Pentru că nu-i problema noastră să știm cine-i îngerul bisericii din Efes și să ne mai îmbogățim iară cunoștințele, cum că ceva. Problema noastră este să vedem ce i-a spus Domnul, să ne însușim ceea ce i-a spus Domnul și dacă ni se potrivește ceva din ceea ce spune textul, să ne luăm. Cum s-a întâmplat la teatru când l-au dus pe bunicul nepoții și au zis, bunicule, ai înțeles ceva din teatru? Zice, mi-a plăcut finalul. Care final, bunicule? Zice, când s-au împărțit hainele, mi-am luat două. El s-a dus la garderobă și eu crezut că se dau haine. Cum credem noi câteodată că numele Domnului se dau haine. Și el a luat două haine. Bătrânul n-avea nici măcar una pusă acolo în cuierle. El și-a luat două. Uite că Dumnezeu acceptă să facem ca și bătrânul acesta, auzind Scriptura, auzind mesajul Evangheliei, să ne luăm două, trei haine, dar haine ale pocăinței. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Fraților și surori, iubiți prieteni, haideți să mergem mai departe și să identificăm stăpânul care vorbea slujitorului. Versetul 1, partea a doua. Iată ce zice, și deja formula aceasta este dedicată în Vechiul Testament prorociilor sau prorocilor, iată ce zice, sau așa vorbește, cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă. Și cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Acum, dacă citim acest verset, e parcă puțin ermetic. Dar dacă vom citi mai sus, în capitolul 1, versetul 12 spune că Ioan își întoarce fața să vadă pe cel care vorbea, îl identifică în mijlocul, observați versetul 13, celor șapte sfeșnice, pe cineva care semăna cu fiul omului și când l-a văzut și a căzut la picioarele lui ca mort, și-a dat seama că era Iisus Hristos, dar era în toată puterea strălucirii lui, spune versetul 16, strălucind ca soarele. Așa de mare era strălucirea lui Hristos, în slavă, în glorie. Și versetul 20 spune așa, taina celor șapte stele pe care le-ai văzut în mâna dreaptă a mea și a celor șapte sfeșnice de aur, în mijlocul cărora m-ai văzut pe mine, zice Domnul Hristos.
Cele șapte stele sunt îngerii celor șapte biserici și cele șapte sfeșnice sunt șapte biserici. Am înțeles. Dar haideți să identificăm puțin cu o titulatură, să-i dăm un titlu celui care vorbește aici. Iată ce zice 1. Cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă. Domnul Hristos, când a venit pe pământ, a avut trei oficii, le are și în cer. Oficiul de rege, de profet și de preot. O să le vedem pe parcurs aceste oficii ale lui Hristos, desfășurate în această adresare. Iată ce zice cel, și apoi se pune oficiul. Ce oficiu are Domnul Hristos prin acest nume, cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă? Ce oficiu are? Dați-mi voie să vă spun, este oficiul lui Hristos de rege, de împărat. Pentru că el ține cele șapte stele în mâna dreaptă, adică viața celor șapte îngeri, a celor șapte slujitori, este în mâna lui dreaptă, soarta lor este în mâna lui dreaptă. Ori nimeni nu poate să dispună de soarta unui om decât un împărat. Și aici Hristos se revelează bisericii din Efes ca împăratul ei. Și mai târziu îl găsim în capitolul 19, descris ca împăratul împăraților și domnul domnilor. Asta știți ce înseamnă? Că el este împăratul bisericii din Albinii. Și că el este împăratul familiei mele și a inimii mele, laudă lui, slăvit să fie el. Dacă el este mântuitorul meu, el este și împăratul meu și domnul meu. Pentru că spunea apostolul Petru în ziua cincizecimii că Dumnezeu a făcut domn și apoi Hristos pe acesta pe care l-ați răstignit voi. Adică el este împărat. Și în momentul când tu asculți de împărat, intri în mântuire, adică Hristosul lui Dumnezeu își exercită puterea asupra ființei tale. Slăvit să fie Domnul! Deci este oficiul lui de rege, de împărat, cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă. Apoi, al doilea oficiu, cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Acesta ni-l arată, ni-l revelează pe Hristos ca preot, cel care intră și circulă și umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Amintiți-vă că la templu și înainte de templu, la tabernacol, la cortul acela din pustie, era un sfeșnic. Haideți să ne uităm mai departe, aici am putea să zăbovim și să vedem cum Hristos, ca împărat și preot, își exercită autoritatea în viața noastră. Dar haideți să ne uităm la cea de-a doua șuviță extrasă din textul nostru. Aprecieri și avertizmente sau acuzații. Versetul 2 începe cu un cuvânt. Știu. Acest cuvânt ni l-ar putea propune pe Domnul Hristos ca proroc, ca profet. Știu. Și spune aici, ce știi, Doamne? Și sunt cel puțin șase lucruri pe care Domnul le spune aici. Sunt unele care le repetă. Este un obicei tipic evreiesc. Amintiți-vă că și în cartea psalmilor și în proverbe sunt versete care se repetă, tocmai pentru a lămuri versetul anterior. Versetul 2 și versetul 3 se completează reciproc. Știu, spune în versetul 2, 1, faptele tale, apoi 2, osteniala ta, uite ce avea biserica din Efes. 3. Răbdarea ta. Versetul 3 subliniază, știu că ai răbdare. Știu că n-ai obosit, adică ai ostenit și n-ai obosit. Apoi, ce mai știi, Doamne? Sunt trei lucruri, sunt fapte, este osteneală, este răbdare și mai știu ceva, spune Domnul, ai discernământ. Ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Fraților și surori, dacă ducem o criză în zilele noastre de ceva, este criza de discernământ spiritual. Am tot auzit daruri din partea Duhului Sfânt, de prorocie, de vorbire în limbi, de tălmăcirea limbilor și așa mai departe.
rar auzi în țara noastră darul deosebirii duhurilor, foarte rar. Toți prorocii de la Domnul, toți sunt buni și dă înainte, slavă Domnului, mergi înainte și te trezești că ajungi unde n-ai vrea. De ce? Pentru că este o criză foarte, foarte mare de discernământ spiritual. Există criză așa de mare de darul deosebirii duhurilor, încât aproape că nici nu știi unde e cel care îl are acest dar. Știți de ce? Darul acesta nu ne face populari. În momentul când tu spui că un proroc nu-i de la Domnul, în momentul ăla îți faci dușmani, îți creezi dușmani. În momentul când spui că un predicator n-a predicat prin Duhul lui Dumnezeu și prin puterea coborâtă din ungerea Duhului Sfânt, îți creezi dușmani și ai probleme. Și atunci mai bine să renunțăm la darul deosebirii duhurilor și să mergem înainte, să fie pace și liniște. Fraților și surori, este un defect pe care noi îl avem în general, spre rușinea noastră o spunem, dar biserica din Efes nu l-avea defectul ăsta. Ei aveau un discernământ așa de profund, încât puneau la încercare pe cei care spuneau, eu sunt apostol. Zice, bun, te punem la probă, să vedem dacă ești apostol. Și în momentul când îi punea la încercare, gata, ăsta e mincinos. Mi-a povestit cineva, în timpul comuniștilor, când circulau așa din loc în loc oameni care nu erau verificați, bineînțeles, atunci nu exista comunicare prin telefoane mobile și prin tot felul de e-mail-uri, prin mediul acesta virtual, electronic. Era un om care tot mergea din loc în loc, din loc în loc. Predica, așa predica, toți stăteau gură cască, cum zicem noi români. Stăteau, extraordinar ce bine predică. În timp ce predica, omul acesta spunea că îi vorbește un înger al Dumnezeu și se tot uita așa în sus, parcă ar fi căzut așa în transă și oamenii se uitau, băi, ăsta e omul lui Dumnezeu, mă, ce lucrează Dumnezeu prin omul acesta? La un moment dat, în timp ce predica, el spunea că experimentează o răpire sufletească și cădea la amvon. Se uitau toți, băi, ăsta oare pe unde? Prin al doilea cer, al treilea cer, al șaptelea. Erau care spuneau șapte cerul ăsta. Și un frate practic, un suflet inspirat de Domnul, dar și un gubăț așa, cu un ac, s-a dus și l-a împuns. Și când l-a împuns, o strigat au și și-o dat seama oamenii că nu era decât un mincinos. Vă dați seama astăzi câți mincinoși sunt. Că atunci ai mai descoperea Duhul lui Dumnezeu. Zilele trecute a plecat la Domnul fratele Ionel de la Heria, fratele Ionel Popa, un om al lui Dumnezeu. Și vă dați seama ce lucrări se făceau atunci. Mi-a povestit o soră cum a primit darul de prorocie într-un climat spiritual în care era atât de prezent Duhul lui Dumnezeu, spunea sora aceasta, încât fratele Lazar de la Borhan și zice, pe sus așa l-a luat Duhul Sfânt și l-a dus pe deasupra capetelor celor care erau adunați și se rugau și și-au pus mâinile peste mine împreună cu fratele Iacob, cu fratele Ionel de la Heria și au zis, prorocește că așa vorbește Domnul, că trebuie să prorocești. În momentul ăla, zice, mi-a venit prorocie de la Duhul Sfânt și l-am până astăzi, sora încă trăiește, e în vârstă. Dar ce s-a întâmplat? Imediat după ce sora aceasta a primit darul din partea Domnului, s-au strâns toți în jurul ei să verifice vasul. Așa e frumos și așa e biblic. Și a zis, soră, ne rugăm, te rog frumos, dă drumul la lucrare să auzim și să o verificăm. Și sora, tremurând, începe. Așa vorbește Domnul. În scurtă vreme, în mijlocul vostru vor veni niște oameni, vor aduce pe brațe pe un om, va fi la porțile locuinței morților. Dar dacă se va mărturisi și va spune ce a făcut, omul acesta va primi iertare, va primi eliberare. Și imediat, n-au trecut poate câteva minute, intră niște oameni, aduc pe brațe pe un frate, fratele ăsta sânge pe gură, pe nas, era aproape inconștient. Și în momentele acelea peste sora coboară Duhul Sfânt și spune, așa vorbește Domnul, spune ce ai vorbit contra robului meu Ionel. Era fratele Ionel din Hiria. Omul ăla tremurând, vroia să spună, dar se codea, că erau mulți acolo, unii îl cunoșteau, vai, cum să vorbesc, cum să, ce să fac.
Dacă nu vorbești, te voi coborî în locuința morților. Și când a auzit de moarte, omul ăsta zice, da, azi noapte stăteam în pat, eram aproape de soția mea și am spus, ce are omul ăla de la Hiria, Ionel ăla, mai deosebit decât alții, de lucrează Dumnezeu numai prin el, dar nu poate Dumnezeu lucra și prin alții? Și uite că pentru atât Dumnezeu l-a lovit pe omul acesta. Era, fraților și surori, altfel pocăința altădată, altfel era. Imediat erai identificat dacă te-ai certat cu cineva, dacă ți-ai lovit animalul din poiată, dacă te-ai dus pe drum și te-a întrebat cineva unde mergi și tu ai zis că mergi la târg în loc să zici că mergi la casa Domnului, că ți-a fost rușine. Dacă i-ai dat o palmă la nevastă, Doamne ferește, erai pus deoparte câteva luni, numai pentru atâta. Dacă un pic ai greșit undeva, imediat Duhul Sfânt era acolo și spunea, dă-te la o parte din calea mea că vreau să lucrez. Că dacă tu stai în calea mea, eu nu pot să mai lucrez aici. Era altfel. Ori uite ce spune în Apocalips, în capitolul 2 cu 2. Apreciază Domnul așa de mult biserica din Efes că ăștia aveau un discernământ extraordinar. Imediat identificau pe cei răi. Apoi, versetul 3, partea a doua, au și suferit, aveau suferință la activ. Ai suferit din pricina numelui meu. Ne amintim de apostolul Pavel aici că spunea de fiarele din Efes. Și apoi, versetul 6, e un al șaselea element. Ai însă lucrul acesta bun, urăști. Auzi că există o ură bună. Un lucru bun, să urăști. Uite că e bun. E bun lucrul acesta, trebuie să urăști. Ce? Faptele nicolaiților pe care și eu le urăsc. Bineînțeles, aici cu nicolaiții e o discuție mare, mare și lungă și interminabilă. Nicolaiții ar proveni din Nicolae, care și că le-ar fi imprimat o cale a libertinismului, în special a libertinismului sexual, nu știm exact, sunt tot felul de presupuneri. Alții spun, nu, stai, nicolaiții provin din rădăcina Nical, care este un cuvânt ce desemnează o zeitate care era reprezentată prin șarpe. Și ăștia erau ca și mânuitorii de șerpi din Apalași, din America. Nu știu. Fraților și surori, ceea ce e foarte clar din textele de aici, din Apocalips, din capitolul 2 și 3, nicolaiții sunt priviți de Dumnezeu ca și balamiții și izabeliții, dacă vreți. Erau oameni care aveau învățătura lui Balam și a Izabelei. A lui Balam era lăcomia, Izabelei era imoralitatea. Și aceștia, nicolaiții, o a treia grupare, probabil proclamau libertinismul în biserică. Nu se știe clar, este doar o presupunere. Acum, vedeți câte lucruri bune au oamenii aceștia? Fapte, osteneală, răbdare, discernământ, suferință, o ură bună, urăsc faptele nicolaiților. Și aici trebuie să precizăm, urăști faptele nicolaiților, nu urăști pe nicolaiți. Observați? Deci urăm faptele păcătoșilor, nu pe păcătoși. Și totuși să vină Dumnezeu și să lanseze un avertisment. Versetul 4. Dar ce am împotriva ta? Ce ai, Doamne? Este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Acum iarăși întrebare. Ce înseamnă părăsirea dragostei dintâi? Prima variantă și este bună. Dumnezeu este dragoste. În momentul când ai părăsit dragostea dintâi, l-ai părăsit pe cel care este izvorul iubirii, izvorul dragostei, l-ai părăsit pe Dumnezeu. Varianta 2, și aceasta este valabilă. În momentul când tu ai părăsit dragostea dintâi, ți-ai părăsit râvna, entuziasmul. Priviți aici ce spune, adu-ți aminte versetul 5, de unde ai căzut? Aveai o poziție și poziția aceasta pe care tu o aveai, o poziție a iubirii, era o poziție sfântă. Aveai o râvnă, aveai un entuziasm, aveai o dragoste de a te pleca lângă fiecare, de a ajuta pe fiecare, dar ai părăsit lucrul acesta.
Și al treilea lucru, care și acesta este valabil, o stare a faptelor, versetul 5, adu-ți aminte și întoarce-te la faptele tale din tâi. Deci adu-ți aminte că nu erai așa un creștin teoretic, atunci aveai fapte, făceai, lucrai pentru Domnul, aveai și o poziție, erai entuziast, dar din entuziasmul acesta aveai fapte și lucrai pentru mine, zice Domnul. Extraordinar. Zice Domnul aici, tot la avertismente, te voi pedepsi. Dar ce vei face, Doamne? Îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Ce înseamnă sfeșnicul? Prezența lui Dumnezeu, lumina, că sfeșnicul purta lumină, lumina lui Dumnezeu în biserica din Efes. Partea a treia, șuvița a treia, remedieri și răsplătiri. Versetul 5 și versetul 7. Cum pot eu să remediez situația? L-am pierdut pe Dumnezeu, dar se poate așa ceva? Uite că se poate. Mi-am pierdut faptele din tâi, uite că se poate. Mi-am pierdut entuziasmul și sunt creștin apatic, da, se poate. Și cum pot remedia situația, zice Domnul, prin pocăință. Domnul să ne ajute. În anul 2017 avem nevoie de pocăință, fraților și surori. Ce înseamnă pocăință din versetele noastre? 1. O amintire bună, versetul 5. Adu-ți dar aminte de unde ai căzut. Să stăm, fraților, așa și să ne gândim cum eram la începutul pocăinței. Pe mine, când au vrut frații să mă boteze, că am solicitat aceasta, botez în apă, stăteam și mă rugam și tremuram și spuneam, Doamne, să nu vii cumva la noapte, că eu mă duc în iad. Doamne, dar eu te iubesc, dar tu știi că te iubesc, și plângeam. Când m-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, mai mult am plâns și am stăruit 3 luni de zile să mă boteze Domnul. Și mergeam prin poduri și stăteam prin șuri și stăteam prin fân și stăteam lângă vacă și era iarnă și vaca respira lângă mine și eu mă rugam acolo, împoiată. Pentru că îl căutam pe Dumnezeu, eram sincer, îl iubeam pe Dumnezeu, aveam o dragoste din tâi, aveam un entuziasm de a-l căuta, aveam niște fapte. Dacă trebuia să mă duc să ajut o bătrână, mă duceam că era o faptă bună pentru Domnul și imediat ce o făceam, știam că Domnul a privit cu iubire la mine. Erau fapte extraordinare. Și Domnul zice, o amintire bună, asta înseamnă pocăință. Amintește-ți cum ai fost altă dată și cum ai ajuns acum. Pe lângă aceasta, ce înseamnă pocăință? Înseamnă întoarcere la faptele din tâi. De azi înainte, eu vreau să fiu cum am fost altă dată. Mă întorc la faptele din tâi și Domnul să mă ajute pe mine și să te ajute pe tine. Amin? Și apoi răsplătiri. Versetul 7. Cine are urechi, și asta este așa ca un proverb, ca o maximă care se repetă, cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, altădată le spunea Hristos maxima aceasta, acum Duhul Sfânt vorbește. Și ce vorbește Duhul Sfânt? Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. În capitolul 22 apare pomul vieții. Dar vedeți, este aici un lucru destul de curios, anume faptul că în Efes exista un pom care era considerat pom sfânt, curmalul. Și oamenii spuneau că ăsta e curmalul sacru al Dianei și mergeau și se închinau în fața pomului. Domnul preia ideea asta și le vorbește pe limba lor și le spune așa: dacă voi veți birui și nu vă veți închina Diane și altor idol și așa mai departe, eu vă voi da nu un curmal, nu un pom la care se închină alți oameni. Vă voi da pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu și care poartă numele Iisus Hristos. Slăvit să fie Domnul! Fraților și surori, haideți să ne ridicăm înaintea Domnului și aș vrea să ne recunoaștem, să facem așa o rugăciune de final în care să îl rugăm pe Domnul să ia aminte la toate aceste probleme care le-am amintit. Fraților și surori, sunt și cauze aici. Fratele Gabi mi le-a indicat, nu le mai citim acum, este destul de târziu. Haideți mai întâi să aducem înaintea Domnului cauza bisericii din Albini. Cauza mea personală, să văd de unde am căzut, să mă pocăiesc, să mă întorc acolo. Și după ce m-am întors acolo,
în seara aceasta să ne rugăm și pentru cauzele astea. Și Domnul, care este bun, să asculte rugăciunea bisericii. Amin? Haideți să ne rugăm.